Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Încheiem săptămâna cu o scurtă retrospectivă a celor mai importante subiecte ale ultimelor zile. O nouă companie de asigurări în atenția justiției. Procurorii secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă în alta curte de casație și justiție au demarat zilele trecute o anchetă care vizează infracțiuni de abuz în serviciu și fals intelectual la Omnia SIG VIG. Mișu Negrițoiu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, declară că niciunul din posesorii de polițe nu va avea de suferit. Este vorba de polițe de asigurări de locuințe combinate, a explicat Negrițoiu. Numărul acestora este mult mai mic decât cel vehiculat de presă, la fel ca și numărul celor implicați. Societatea este capitalizată, are o cotă bună de solvabilitate și de lichiditate și întrunește criteriile de prudențialitate legale, a menționat acesta. Executivul a aprobat mars proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale de bază și minimal și al contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anii 2014-2015. Prin acest pachet se va pune accentul pe prevenție, iar pacienții vor trebui să meargă periodic la controle, chiar dacă sunt sănătoși. Câțiva jucători raționali au distrus piața din România, a spus Peter Hagen, CEO-ul Vienna Insurance Group, cu ocazia unei întâlniri cu presa din România, referindu-se la competiția irațională pe partea de tarife RCA din perioada 2008-2013. Pe de altă parte, CEO-ul VIG și-a exprimat mulțumirea că autoritatea de supraveghere a decis să ia măsuri. În legătură cu zvonurile privind o eventuală fuziune a companiilor deținute de VIG în România, Asirom, Omniasig și BCR Asigurări de Viață, Hagen a declarat: Nu vom fuziona companiile deținute de grup în România și nici nu intenționăm să vindem. Credem în continuare în această piață. Digitalizarea reprezintă o mega tendință care se manifestă pregnant la nivel mondial în toate domeniile și similar și în România. Aceasta va influența din ce în ce mai multe procese și servicii pe, co pe care companiile le pun la dispoziția clienților, aceștia căutând tot mai mult să beneficieze de servicii care să poată fi accesate oricând, de acasă sau de la birou, de pe telefonul mobil sau de pe tabletă, iar asigurătorii vor trebui să se adapteze acestor schimbări de comportament, au explicat reprezentanții Alianz Siriac Asigurări, al doilea cel mai mare asigurător de pe piața din România. Soluțiile legislative necesare, situația site-urilor de comparații, lecții de învățat din alte domenii cu distribuție online, dar și profilul clientului virtual, se vor număra printre temele de dezbatere abordate în acest an la FIAR, eveniment pe care Alianz Siriac Asigurări îl sprijină în calitate de partener principal. Acestea au fost știile săptămânii la Xprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți un weekend minunat, iar noi ne revedem luni cu alte subiecte importante din piața asigurărilor.